După ce trei localități din România au fost plasate în carantină, mehedințenii, îngrijorați de numărul de cazuri din județ, și-au pus întrebarea dacă și Mehedințiul va intra în carantină. Direcția de Sănătate Publică Mehedinți a confirmat faptul că până acum acest lucru nu s-a adus în discuție. Numărul de cazuri a crescut alarmant în județul Mehedinți și tot mai multor oameni le este teamă de starea de urgență. Sunt tot mai multe focare care au fost declarate la nivelul județului. Însă, pentru a intra în carantină, trebuie constatat faptul că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode. Menționăm că pe teritoriul județului nostru au fost testate 8.668 de persoane de la începutul epidemiei. Dintre acestea, 7.974 teste sunt negative, 680 teste pozitive și 14 probe sunt în lucru în acest moment. Precizăm că măsura de carantină zonală se instituie prin ordin al șefului departamentului pentru situații de urgență atunci când se constată că riscul răspândirii comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, pe baza criteriilor utilizate pentru evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire conform legislației în vigoare. 680 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei în județul Mehedinți. În carantină la domiciliu, în prezent, se află 583 de persoane.